Salutare și bine v-am găsit! Ne aflăm alături de Dodo Pițigoi, un om care aleargă de mai bine de 20 de sezoane deja în campionatul național de raliuri, a făcut trecerea către viteză în coastă și astăzi o să ne învețe cum facem bugetarea unui sezon de racing. Ei bine, nici eu nu știu exact cum se întâmplă acest lucru, însă, bineînțeles, Dodo, om care de-a lungul timpului a avut o mulțime de parteneri, nume importante alături de el și a făcut sezoane complete în campionatele naționale, ne va învăța. Bine te-am găsit, Dodo! Bine v-am găsit și eu, mulțumesc pentru invitație și pentru idee. De fapt, trebuie să-i mulțumesc în primul rând lui Eddie Kelly, vechiul meu prieten și actual responsabil de Comisia de Juniori și de activitățile federației în ceea ce privește juniorii. Mă bucur că am ocazia să discutăm și să pot ajuta, dacă va fi, sper că va fi cu adevărat un ajutor dat celor care sunt la început de drum și celor care mai târziu probabil că vor utiliza tot ceea ce învață astăzi sau în perioada de început. Aș adăuga, mulțumesc oricum pentru introducere și pentru prezentare, aș adăuga faptul că foarte mult timp am activat și în zona de administrare sau de management al activității sportive, al unei echipe de curse și așa mai departe. Și din punctul ăsta de vedere, cred că sunt unele informații utile în ceea ce vom discuta și ceea ce voi încerca să prezint astăzi. Într-adevăr, subiectul este bugetarea unui sezon competițional și ceea ce Eddie a avut ca idee și m-a rugat să încerc să fac este să ghidez puțin juniorii în demersul ăsta de a-și organiza cariera, de a-și organiza competițiile, sezoanele și de a fi cât mai eficienți în domeniul ăsta al administrării, nu neapărat în domeniul, în activitatea sportivă propriu-zisă, cât ceea ce înseamnă managementul, dacă vrei, sau organizarea activităților. Bun, de la bun început aș vrea să spun că este o prezentare în care m-am străduit să captez esența și reperele importante cu privitoare la constituirea sau la planificarea unui buget competițional, unui buget pentru sezon competițional. Sunt aspecte generale valabile indiferent de disciplină, indiferent de nivelul competițional, indiferent de mașina cu care participă și așa mai departe. Sunt principii și repere care pot fi aplicate în foarte multe sau dacă nu chiar în toate disciplinele, în toate domeniile. O să încep expunerea și rugămintea mea ar fi să fii atent. Și când ceva neclar, și, să întrebăm. Și dacă e ceva neclar sau dacă sunt detalii pe care tu crezi că ai vrea să le aprofundăm sau cred că cei care vor viziona prezentarea ar dori să le aprofundăm, atunci te rog frumos să mă oprești și să mă întreb și să avem un dialog. Bun, așa cum spuneam, este vorba despre bugetarea unui sezon competițional. Bun, acum mă descurc și cu PowerPoint-ul. Ce încercăm să captăm în prezentarea de astăzi, să facem un ghid, da, de bugetare, deci să expunem un pic principiile după care ar trebui să fie construit un buget.
să detaliem elementele, componente, deci ce cred eu că trebuie să fie cuprins într-un buget și apoi câteva variabile în funcție de care se constituie bugetul. Bineînțeles că întotdeauna sau în cele mai multe cazuri sunt și particularități, dar acestea se vor detalia, mă rog, în fiecare, de la caz la caz. Bun. Aș zice să începem de la ce înseamnă un buget. Pentru că se discută foarte mult sau auzi foarte multă lume, domne, n-am buget sau am buget sau dacă o să am buget o să fac nu știu ce. Bun, asta ar fi, să zicem, un sens al termenului de buget interpretat ca disponibilitate sau ca posibilitate, eu știu, resursă financiară, da? În schimb, părerea mea este că sensul academic, da, dacă vrei, al termenului de buget este foarte important să fie înțeles ca atare și să fie aplicat și în cazul nostru, în cazul motorsportului, pentru că el este ceva mai larg. Și bugetul reprezintă un tablou, da? Un tablou de cheltuieli pe de o parte, cheltuieli prevăzute, da? Planificate pentru o anumită perioadă de timp și, pe de cealaltă parte, venituri. Nu indicat să luăm în calcul sau să fim atenți numai la una dintre jumătățile tabloului. Deci reprezintă o listă completă cu venituri și cheltuieli pentru o perioadă de timp și noi ne referim la un sezon competițional. De ce e bine sau la ce servește să facem sau să avem în vedere constituirea, planificarea, eu știu, calcularea, bugetarea unui sezon? Funcțiile principale ale acestei liste, ale acestui tablou, sunt cele de planificare și control. Sună un pic cam așa, cam ca la poliția economică, dar este vorba de propria planificare a activității și de autocontrol, până la urmă. Da, deci este indicat ca înainte să începem orice activitate, în general, și un sezon competițional cu atât mai mult, să planificăm, da? Să știm ce avem de gând să facem, să planificăm fiecare dintre componentele de cheltuieli, până la urmă, pentru că asta e, sportul presupune cheltuieli diverse, iar pe parcursul sezonului să putem controla dacă ceea ce am reușit în realitate seamănă sau în ce măsură diferă față de ceea ce ne-am planificat și să putem ajusta din mers. Este bine să fie făcut în avans, înainte de sezonul competițional, din motive evidente. Cam acum, probabil, nu când începe. Noi suntem acum, când vorbim în luna decembrie, cam acum, da, sau poate chiar mai repede, pentru că în funcție de buget sunt diverse decizii de luat, care țin de programul competițional, de mașina de concurs și așa mai departe. Deci este indicat și recomandat să fie făcut în avans, înainte de sezonul competițional, repet, și astfel constituit este, are utilitate maximă, adică poți să te servești cu adevărat de bugetare. Se construiește pe mai multe capitole în funcție de tipul cheltuielor și de cealaltă parte de tipul sau sursa veniturilor. Sunt diverse cheltuieli diferite care intră în componența bugetului și acestea trebuie distinct prevăzute. De asemenea, și veniturile sunt mai multe posibilități de a aduce resurse în activitate. Evident că suma veniturilor trebuie să fie egală sau mai mare decât a cheltuielilor. Asta este o regulă de bază. Dacă
nu suntem în cazul ăsta, avem cheltuieli mai mari decât resursele. E clar că undeva e o pierdere sau, Doamne ferește, mai rău decât atât, nu e indicat. Deci asta este o regulă de bază, repet. Și cum spuneam, valoarea bugetului, deci sumele prevăzute în buget, depind de mai mulți factori. De exemplu, tipul mașinii, numărul de competiții, tipul campionatului, lungimea competițiilor, distanța până la competiții și așa mai departe. Și vom trece în revistă fiecare din acești factori un pic mai târziu. Evident că ne vom concentra un pic mai mult pe jumătatea de cheltuieli a ceea ce înseamnă bugetul unui sezon competițional, pentru că aici discuția e mult mai amplă, e vorba de mult mai multe componente, e vorba de mult mai multe variabile, pe când la venituri lucrurile sunt un pic mai simple, mai restrânse. Spuneam mai devreme despre funcția de planificare și control a bugetului și cred că e important să trecem în revistă câteva motive pentru care alcătuirea unui buget este importantă. După cum și scrie aici în prezentarea mea, bugetarea este esențială și trebuie făcută indiferent de disciplină, de mașină sau de campionatul în care participi și indiferent de sursa veniturilor, respectiv a finanțării acestor cheltuieli prevăzute în buget. Recomand lucrul ăsta chiar dacă, eu știu, ai putea avea senzația că, domnule, eu merg numai la câteva curse de mai mică importanță sau nu mă costă așa mult, nu mă ajută la nimic. Sau, domnule, eu și așa, n-am sponsori, merg cu banii mei. Chiar și în cazurile astea, poate mai puțin clare, mai puțin motivante să-ți faci un buget, cred că este indicat. Tocmai din motivele pe care le-am spus și pe care le voi detalia. În primul rând, îți oferă o imagine clară. Știi la ce să te aștepți, știi ce să planifici. Deci permite estimarea necesarului și a alocării. Adică nu cheltuiești așa în orb. Da, știi cât ai nevoie, știi pe ce anume urmează să cheltuiești. Și asta îți oferă, mă rog, o siguranță, o claritate a așteptărilor. Apoi, îți permite urmărirea costurilor reale din timpul sezonului și încadrarea în limitele prevăzute. Cu alte cuvinte, știi, domne, mi-am planificat că asta e suma pe care o cheltuiesc pe anvelope, asta e suma pe care o cheltuiesc pe înscrieri, pe eu știu ce, în timpul anului poți urmări exact dacă ceea ce cheltuiești cu adevărat se scrie, depășește, e mai puțin, e mai mult față de ceea ce ți-ai planificat și știi unde ești, unde te situezi. Ca urmare, elimină componenta de stres generată de nesiguranță și necunoscut, adică nu ai surprize, nu, da, te poți apropia cât mai mult de ceea ce ai pregătit, de ceea ce ești pregătit să ți se întâmple, până la urmă. Și nu în ultimul rând, permite ajustarea cheltuielilor în funcție de veniturile reale. Dacă ai un anumit volum de cheltuieli prevăzute și un anumit nivel al veniturilor prevăzute, dar veniturile de fapt în realitate diferă, nu ai reușit să strângi, eu știu, suficient de multe resurse pe cât ți-ai planificat, știi de unde poți și cât poți ajusta din cheltuieli astfel încât să echilibrezi bugetul. Deci cred că oferă avantaje multiple și importante această construire a unui buget la începutul unui sezon, ca să nu mai spun că ar fi indicat chiar pe mai multe sezoane. Dacă poți să-ți faci un plan, cât de cât un plan de carieră pe perioadă mai lungă, chiar și asta e indicat să faci. Bun. O să trecem în revistă elementele pe care eu consider că trebuie să le conțin absolut orice buget de motorsport. Vedeți într-o parte zona de cheltuieli, în cealaltă veniturile.
în mare și le vom detalia ulterior. Cheltuielile sunt cele generate de mașina, de ocazionate de mașina de concurs, de cheltuielile tehnice, întreținerea sub ansamble, componente tehnice ale mașinii de concurs, consumabile, anvelope, un capitol distinct și foarte important, service, deci tot ceea ce înseamnă lucrări la mașină, cheltuieli logistice, asigurări, taxe și un capitol de multe ori trecut cu Federația foarte important, acela să-l numim generic de marketing. Le vom detalia în continuare. Acum aș referi la venituri. Acestea sunt cele mai importante surse de venituri și cele care, până la urmă, cuprind toate sursele posibile. Sponsorizări, publicitate, și aici este o diferență destul de importantă între cele două. Premii, da? Există competiții care oferă premii și surse proprii. Salarii, business-uri, familie, părinți, da? Și asta e o sursă importantă. Bun. Dacă e să le detaliem un pic și, așa cum spuneam, o să ne referim în primul rând la cheltuieli. Începem foarte simplu cu mașina de concurs, da? Fiecare mașină. Mașina poate să fie de orice tip, de orice model, în orice campionat, în orice disciplină, da? Deci, și dacă n-ai mașina ta, costurile cu închirierea mașinii, cumva. Adică tot, exact. Mașina tot costă. Corect. Bine că ai pus întrebarea asta, o să trecem și o să ajungem un pic și la subiectul ăsta, dar mașina, oricum ar fi, costă. Da? Și cadou, dacă o primești, peste 3 ani după ce ai mers cu ea, o vinzi mai și trebuie să-ți iei alta, trebuie să mai pui niște bani. Diferența aia de bani e un cost până la urmă, da? Bun, deci amortizarea sau devalorizarea mașinii de concurs sau chiria sau sub orice formă aia este un cost cu ea în sine. Da? Bun. Indiferent că e turism, prototip, eu știu, tot teren, nu contează. Tehnic, mașina trebuie întreținută, e evident, da? Deci vom detalia mai mult, dar la capitolul denumit de mine tehnic, intră piese sub ansamble, revizii la mașină. Consumabile sunt, e vorba despre benzină, lubrifianți, lucruri care nu poți să le revizuiești, nu poți să le repari, le-ai consumat și pe măsură ce mergi, cu cât mergi mai mult, cu atât consum mai mult și e un cost. Da? Anvelope. Anvelope, bănuiesc că e limpede, evident, pentru toată lumea, sunt dintre cele mai importante. Și cu toate importante. Că sunt consumabile, cred că sunt foarte importante. Da, le-aș pune separat pentru că e o cu totul altă discuție cu anvelopele, sunt alte valori și este un reper extraordinar de important. Apoi, service. Manoperă, lucrări, reparații, asistență tehnică. Atât pe perioada competițiilor, cât și între competiții și vom ajunge în detaliu la fiecare. Cheltuieli cu logistica. Transport, cazare, a pilotului sau echipajului, a echipei, a mașinii, tot ce înseamnă perioada la raliuri, de exemplu, de recunoașteri și în timpul recunoașterilor, ca și în timpul cursei, trebuie să dormi undeva, să mănânci. Aici am o întrebare. Nu ar intra cumva și partea de antrenament, tot într-o formă de logistică, sau fiecare antrenament reprezintă toate cheltuielile pe care le avem aici? Din punctul meu de vedere, orice sesiune de teste sau orice eveniment cu mașina, chit că este un eveniment de marketing, un test, concurs sau orice, trebuie să fie prins și fiecare kilometru făcut cu mașina, fiecare loc în care mergi cu mașina, fiecare eveniment pe care l-ai cu mașina trebuie cuprins și trebuie defalcat, pentru că
fiecare metru, kilometru făcut cu mașina generează același gen de costuri. Asigurarea, iarăși, este un capitol foarte important, de multe ori trecut cu vederea, dar este, din punctul meu de vedere, esențial. Taxele, licențe, taxe de înscriere, acces în diverse zone ale competiției, ale circuitului și așa mai departe. Sunt competiții pentru care taxele reprezintă un procent mai puțin însemnat din totalul cheltuielor, dar sunt competiții cu taxe de înscriere semnificative. Și atunci, indiferent mari, mici, trebuie luate în calcul. Nu în ultimul rând, cheltuieli de marketing cu acțiuni promoționale, materiale, presă și așa mai departe. Vom intra în detaliu și aici la primele două capitole de cheltuieli, cele generate de mașina de concurs și de întreținerea acesteia, am dat și câteva exemple de calcul, tocmai ca să ilustrez ceea ce spuneam mai devreme, că indiferent de forma în care sunt suportate aceste cheltuieli, ele există. Da? Și costul de utilizare sau de valorizare a mașinii de concurs trebuie luat în calcul în absolut orice fel de situație. Am dat un exemplu aici, așa, pur și simplu, din imaginație, da? Deci dacă ai o mașină de 50.000 de euro, în exemplu ăsta, și ai 5 competiții într-un an, iar la sfârșitul anului o vinzi cu 40.000 de euro, înseamnă că te-a costat 10.000 de euro mașina, această devalorizare a mașinii, pentru 5 competiții, deci 2.000 de euro pe cursă a fost costul cu mașina. Asta e doar ca exemplu, dar, cum spuneai și tu, asta concret, contabil, poate fi suportat ca o rată de chirie, ca o rată de leasing, sau pur și simplu ca o devalorizare și la sfârșitul anului... Dar cred că puțină lume ia în calcul costul ăsta cu mașina. De aia chiar mi se pare important că a fost enunțat. Mai ales dacă e mașina proprie. Da, puțină lume zice, da, dom'le, dar lasă că mașina o am. Ok, o ai. Asta înseamnă că dacă o ai de anul trecut, să zicem, înseamnă că nu mai scoți niște bani din buzunar anul ăsta. Dar tot te costă, pentru că mașina se devalorizează pe măsură ce mergi cu ea și la anul sau când o vrea să o schimbi, o să o vinzi mult mai ieftin și o trebuie să faci un efort financiar să pui o sumă de bani ca să o înlocuiești. Deci, devalorizarea mașinii, până la urmă, e tot un cost. Și ai dreptate. Sunt unii care nu iau în calcul asta. Sfatul meu este să fie luat în calcul. Pericolul, când nu iei în calcul anumite cheltuieli care în realitate există, este să subbugetezi și să te minți singur sau să nu-ți dai seama, să zici, da, dom'le, lai, că îmi fac cu... Eu știu, nu vreau să dau sume, dar cu o anumită sumă, hai că pot să merg. Și te trezești în realitate după o perioadă mai mică sau mai mare, că ai fost complet pe lângă. Că de fapt ai strâns niște bani, ai avut de mers la X etape, ai mers și la sfârșit mai trebuie să mai muncești 2 ani ca să-ți acoperi ceea ce nu te-ai gândit că te costă. Da, și asta nu e un scenariu fantezist sau neîntâlnit. Este un scenariu destul de comun. Tocmai de-aia, cine vrea să facă o treabă serioasă, ar fi bine să ia în calcul toate costurile. Când ești conștient de costul pe care îl ai, îți asumi ceea ce faci, e foarte bine, indiferent. Bun, n-am acum bani, vând o moștenire, vând mașina lui mama. Ai o sursă, știi că ai un cost și te gândești la o sursă de acoperire. Foarte bine, nu spune nimeni să nu... să te abții dacă n-ai chiar toate sursele de venituri, dar trebuie să fii conștient de ceea ce costă cu adevărat. Mult puțin, costul real te ajută să dimensionezi ceea ce, sau să planifici corect ceea ce poți face. Și încă ceva, fără să ai tot ce trebuie la dispoziție, mai greu să faci performanță. Și atunci e bine să fii conștient de ceea ce trebuie și ceea ce ai la dispoziție ca să poți să mergi la un nivel pe care sunt sigur că fiecare își dorește să... la care fiecare își dorește să ajungă. Apoi,
Capitolul tehnic. Subansamble, piese, componente necesare funcționării optime a mașinii. Iarăși, am dat câteva exemple ca să fie clar la ce mă refer. Și, de exemplu, motorul unei mașini. Dacă, eu știu, constructorul recomandă revizia la, în exemplu ăsta, la 3.000 de kilometri și prețul pentru o revizie e 8.000 de euro. Da. E doar un exemplu. Într-un sezon, dacă parcurgi 1.500 de kilometri, înseamnă că ai un cost cu acest motor pe sezonul respectiv de 4.000 de euro, respectiv jumătate din costul unei revizii, pentru că ai parcurs jumătate din kilometri recomandați până la următoarea revizie. Evident că aici suntem în riscul de a cădea în aceeași capcană, dar motorul deja a fost făcut revizuit anul trecut și anul ăsta nu-i mai fac revizie. Bun, nu-i face anul ăsta. Dar la anul când o să vină rândul să-i faci, o să te coste 8.000 de euro. Deci 4.000 ai cost generat anul ăsta și 4.000 la anul, în exemplu ăsta, da? Adică oricum ai costul respectiv. Trebuie să fim conștienți de tot ceea ce costă. Asta este părerea și ăsta este sfatul meu. Iarăși, un exemplu la o piesă planetare, da? Poate fi valabil orice alt exemplu. La fel, durata recomandată de funcționare de 1.000 de kilometri, dacă un set de planetare costă, în exemplu ăsta, 1.000 de euro și într-un sezon parcurgi aceiași 1.500 de kilometri din exemplu anterior, costul e 1.500, da? Pentru că ai o dată și jumătate parcursul recomandat. Iar la o mașină de curse este absolut importantă și recomandată mentenanța preventivă. Dacă spune constructorul că la 3.000 de kilometri e indicat să faci sau e recomandat să faci revizia la motor, chiar dacă nu ai o problemă cu motorul, e bine să ai alocați banii respectivi și să faci revizia la motor. Altfel, ce se poate întâmpla? Tragi de el, mergi 3.200, foarte bine, mai mergi o cursă, 3.300, minunat, și la 3.500 se sparge. Și atunci nu te costă numai 8.000. N-ai numai costul reviziei, te costă un motor spart care probabil că e, nu știu, dublu la preț. Da, deci e bine să ai totul foarte bine planificat și alocat. Mai departe, consumabile. Da, sunt toate materialele, cum am spus, care se folosesc sau se consumă în cursul competițiilor și trebuie înlocuite periodic pe măsura utilizării sau consumului. Combustibil, frâne, lubrifianți, alte lichide, da, de răcire și așa mai departe, echipament de protecție, chiar și acela poate fi inclus aici, da? Nu poți să faci revizie la o cagulă sau... Și ăla e un cost. Până la urmă, te cost, trebuie să-l ai în calcul undeva. Bănuiesc că este clar, limpede, în funcție de cât merge mașina, consumurile sunt proporționale. Anvelope. La anvelope, cum bine ai zis, ele sunt tot consumabile, dar este un capitol foarte important, esențial și mult mai valoros, da? Mult mai scump decât celelalte categorii de consumabile și atunci e bine să fie prevăzute separat și recomand să fie luate în calcul numai anvelopele pentru competiții, ci și acelea pentru alte evenimente, teste, antrenamente, evenimente de marketing și așa mai departe. Și aici... Și pentru diverse condiții meteo și... Aia vreau să zic că probabil că e mai complex pentru că nu trebuie un singur set de anvelope. Trebuie mai multe variante de anvelope. Categoric. Nu în funcție de competiție. Categoric. Da, exact. Le planifici pe toate. Dacă nu plouă, rămân ploile, dar automat trebuie să ai niște anvelope. Corect. Bun. Capitolul service, lucrări pentru reparații și servicii de asistență tehnică, atât pe perioada competițiilor cât și între ele. Da, ai echipă de service, mecanici, tehnicieni, ingineri, lucrările pe care aceștia le fac, costă și trebuie prevăzute. În diverse forme. Ai contract cu o firmă de service, ai proprii angajați, nu contează, trebuie prevăzut costul cu lucrările respective. Logistica. Aici e foarte important că este tot unul din acele capitole cumva subestimate sau trecute cu vederea. Și realitatea e că sunt discipline și campionate unde cheltuielile logistice sunt extrem de importante.
De ce? Așa cum am scris și aici, costurile cu logistica, aici în capitolul ăsta s-ar include costurile cu transportul mașinii de concurs, al echipei, cazările, atât pe perioada cursei cât și la teste, recunoașteri sau alte evenimente și, bineînțeles că și în raliuri, mai ai un membru al echipajului care trebuie transportat, plătit, hrănit și așa mai departe. Dar ce e important este că aceste cheltuieli variază în funcție de distanță, de durata competiției, de numărul de oameni din echipă, de tipul mașinii și așa mai departe. Sunt campionate desfășurate la distanțe foarte mari de locul de bază sau de domiciliu, da? Iar cheltuielile cu logistica în cazul ăsta sunt semnificative. Sunt campionate cu etape la mii de kilometri, eu știu, la circuite din Europa, din afara Europei. Și în cazul ăsta, costurile sunt foarte, foarte importante în cadrul bugetului total. Deci aici e important să fie foarte bine luate în calcul de la început. Bun. Mai departe, costul cu asigurarea care acoperă riscurile în caz de accident. Asigurările, în general, variază în funcție de valoarea mașinii. E mai scump asigurarea pentru o mașină mai scumpă, mai ieftină pentru o mașină mai ieftină, de istoricul pilotului. Firmele de asigurări pentru mașini de competiții, în general, cer istoricul sau verifică istoricul pilotului cât de des are accidente, cât de grave și așa mai departe, experiența pilotului. Ce vreau să zic? Eu nici nu știam că se poate face asigurare pentru mașina de competiție. Se poate face, se poate. Se poate, dar și sunt asiguratori care oferă produs special asigurare pentru mașini de curse. Toate disciplinele, da? Nu în România. Dar sunt, inclusiv eu și mulți alții, și români în campionate din România, care au făcut asigurări la firme de afară. Bun. Sau, mă rog, există și în România, dar la un nivel foarte, foarte, foarte restrâns. Sunt firme de asigurări specializate pentru așa ceva. Diferă la fel în funcție de valoarea franșizei, deci de cât suportă asiguratul la fiecare eveniment nefericit. Deci sunt mulți parametri în funcție de care se calculează o asigurare. Dacă nu se optează pentru asigurare, totuși recomand cu tărie tuturor să prevadă o sumă în buget pentru evenimente neprevăzute, pentru eventuale daune. Încă nu odată s-au văzut cazuri când tot bugetul era calculat la limită, Doamne ferește, se poate întâmpla oricui, oricând în sportul ăsta se poate întâmpla un accident. Asta e clar. Dacă se întâmplă și nu ai cum să... n-ai la îndemână bugetul, alocarea bugetară, banii necesari să repari daunele, atunci ăla poate fi sfârșitul sezonului sau poate mai rău al carierei. Deci, ca să nu fii nevoit să iei bani din alocați pentru alte tipuri de cheltuieli, să repari o anumită daună, e bine să fii prevăzător și să ai surpriza plăcută că n-ai avut niciun accident și ți-au rămas niște bani la dispoziție. Sau în cazul asigurării, că ai plătit asigurarea și te-ai folosit de ea. Da? Bun. Taxe. Am discutat despre ele. Tot ce înseamnă licențe, înscrieri la curse, teste și așa mai departe, accese în diverse zone, certificate medicale și altfel de documentații, toate costă câte ceva. Iarăși, o capcană este asta. Da, dar costă certificatul medical numai 300 de lei. Bă, numai 300 de lei, foarte bine. Trece pe listă acolo, că numai 300 de lei de aici și numai 200 de lei o cameră de hotel și numai, s-ar putea să se adune niște sume importante pe care, în momentul în care le cheltuiești cu adevărat, nu ți rezultă unde s-au dus banii. Ultimul capitol, dar nu cel din urmă ca importanță, marketing, deci recomand tuturor să îl ia în calcul foarte serios, pentru că aceste cheltuieli fac vizibile toate celelalte capitole de cheltuieli. Deci degeaba aloci buget, bani,
și mergi și ești competitiv, dacă nu faci ca toată activitatea ta sportivă să fie și văzută și toți partenerii pe care îi ai, în cazul fericit în care ai acești parteneri, să fie mulțumiți și să capete vizibilitatea la care se așteaptă. Da, deci e foarte, foarte important să nu fie trecut cu vederea. Cumva e cheia succesului pentru partea următoare, nu? Adică ca să duci venituri trebuie să ai și partea asta de marketing. Corect, corect. E, am auzit și asta, domne, nu, eu oricum n-am sponsori și n-am parteneri, nu mă interesează să... Mă văd că n-are cine să vadă la mine pe mașină. Păi da, dar poate dacă ai face mai întâi să fii văzut, ai putea să atragi cumva pe cineva care ar vrea să fie văzut la tine pe mașină. Deci cam invers trebuie început părerea mea. Să faci tot posibilul, să faci acțiuni astfel încât să fii vizibil și atunci poate îți rezolvi niște surse de venit. Bun, veniturile din cele patru surse, să spun așa, sponsorizări. Deci între sponsorizări și publicitate e o diferență mai mult, eu știu, legală sau scriptică, da? Sponsorizările ca atare pot fi acordate pe diverse structuri cărora le permite legea să încaseze sponsorizări. Publicitatea, în schimb, e un serviciu, e activitate economică prestată și are altă formă juridică. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, trebuie separate. Nu vreau să intru în detalii, dar sunt chiar și firmele care alocă bani pentru activități, pentru aceste două tipuri de activități, fac o distinție clară. Sunt o alocare pentru sponsorizări și alta pentru publicitate. Da? Apoi, premii. Există competiții unde se acordă premii. Nu numai în bani. Pot să fie bani, piese, învelope, discounturi, reduceri, gratuități sau programe complete. Sunt exemple de campionate care acordă câștigătorului un sezon următor complet cu o anumită mașină de o categorie mai puternică. Da, deci nu se trece cu vederea, pentru că în funcție de resursele avute la dispoziție, poți opta să participi într-un asemenea campionat. Da, și o sursă de venit până la urmă. Sau de acoperirea cheltuielilor. A patra sursă, surse proprii diverse. Din salariu, de la părinți, de la familie, din economii, de la câștigurile loto. Da, deci toate sunt binevenite. Și chiar dacă pot fi ajustate parcursul sezonului. Da, poți să zici, doamne, în funcție de cât îmi trebuie, pun eu de la mine. Sau îmi dă mamă. E bine să fie prevăzute de la început, da? Ca să poți avea planificarea clară, concretă și să n-ai surprize. Aoleu, păi trebuie să pun mai mult decât credeam. Sau degeaba cer eu mama, că mă ceartă, că i-am zis că îi cer numai atât și de fapt îi cer mai mult. Da. Deci, cam asta e povestea cu veniturile. Acum, am spus că o să trecem în revistă și câteva variabile. Bugetul se construiește în funcție de mai mulți factori care influențează, până la urmă, valoarea, dimensiunea cheltuielilor sau necesarului. Tipul mașinii. Da? E evident. Am o mașină mai micuță, mai ieftină, care costă mai puțin, pentru care și întreținerea costă mai puțin, reparațiile costă mai puțin, consumabilele și așa mai departe sunt mai ieftine, mașina mai puternică sau mai valoroasă, costuri mai mari, deci în funcție de tipul mașinii. Tipul competiției sau campionatului, da, diferență majoră, sunt campionate sau curse cu mai kilometri mai puțin de parcurs, altele cu mai mulți kilometri, unele cu mai puține etape, cu mai multe etape, cu taxe de înscriere, spuneam, mai ieftine, mai scumpe. Deci, în funcție de mașină, de tipul campionatului sau competiției în care participăm,
în funcție de numărul de etape și alte evenimente extracompetiționale, pentru că, la fel, bun, particip la un gen de competiție sau de campionat, dar și aici, dacă într-un an campionatul respectiv are 5 etape, e una, anul următor are 7, cu totul altceva. Da? Lungimea unei etape, da? Adică există curse de sprint sau curse de anduranță, e tot curse pe același circuit cu aceeași mașină, dar în funcție de numărul de kilometri, toate decurg de aici, consumabile, întreținere, uzuri, motoare și așa mai departe. Și ce spuneam mai devreme, costul cu logistica și în funcție de distanța dintre locul de desfășurare a etapelor. Că una e să plimbi o mașină 1000 de kilometri și te costă niște sume importante și echipa și oamenii și transportul și așa mai departe. Alta e să ai etape numai în orașul de domiciliu. Da? Bun, deci astea ar fi variabilele cele mai importante. Aici sunt variabilele fixe cumva, adică ele automat vor exista indiferent de ce se întâmplă. Da, bineînțeles. Și fiecare dintre variabile, dintre factorii ăștia, influențează anumite capitole de costuri. Adică în funcție de tipul mașinii te costă și asigurarea mai mult sau mai puțin. Te costă și anvelopele mai mult sau mai puțin, în funcție și de lungimea unei etape și de numărul de etape. Adică cam ăștia sunt factori în funcție de care fiecare capitol de cheltuieli, mă rog, necesarul pe fiecare capitol variază. Repet ce am spus și mai devreme, suma cheltuielor trebuie să fie echilibrată cu veniturile, da? E clar. Adică cumva trebuie să acoperim tot ce avem nevoie și dacă veniturile sunt sub nivelul cheltuielor bugetate, atunci toate variabilele de mai sus vor fi adaptate, da? Deci, bun, văd, dom'le, nu am, mi-am planificat eu să cheltui 100 de lei. Dar văd că din toate sursele nu strâng decât 70. Bun, ce fac? Merg mai puține etape sau mai cheltuiesc atâtea, nu mai iau pe anvelope sau îmi iau o mașină mai ieftină. Bun, deci e limpede, da? Mi se pare foarte clar. Mă bucur. Vreau să trec un pic în revistă și subiectul atacat de tine mai devreme, mașină proprie sau versus mașină închiriată. Asta este, bineînțeles, o opțiune pe care fiecare o face în funcție de de mai multe criterii. Dar important este că toate elementele, toate componentele, tot ce se regăsește în capitolele de cheltuieli în ambele variante, fie că ai mașină proprie, fie închiriată, sunt aceleași. Diferența ar fi că la o mașină închiriată, cei care închiriază mașini de regulă grupează mai multe capitole în ofertare. Adică spun, domne, mașina te costă pe etapă atât, plus anvelope. Atât ce înseamnă? Înseamnă că în costul respectiv ei cuprind și valoarea mașinii, sau mă rog, proporția din valoarea mașinii, și întreținerea, și logistica, și în afară de anvelope. Sau te costă atât plus anvelope și asigurare. Da? Capitolele de anvelope și asigurare sunt separate, dar restul sunt incluse. Sau alt tip de grupare, dar în general sunt grupate. Bineînțeles că diferă nivelul, deci valoarea. Da? Unul dintre factori în funcție de care recomandă sau e bine să se, sau mă rog, până la urmă așa e normal să fie aleasă una dintre cele două variante, este numărul de etape și timpul avut la dispoziție ca să îți organizezi sezonul și distanța până la curse. Pentru că dacă e să mergi, eu știu, numai 3 etape într-un an și n-ai timp să-ți bați capul cu toată organizarea și vrei să mergi la etape de-astea în alte țări, la distanțe foarte mari, opțiunea cea mai bună este chirie. Da? Câteva etape, nu ții bani blocați într-o mașină, eu știu, pentru 3 etape și, mă rog, dacă n-ai timp să te ocupi cu asta, e mai bine închiriezi și ai rezolvat problema. În schimb, dacă mergi foarte multe etape, ajunge să fie poate mai economic să ai mașină proprie. Dacă îți permiți, bineînțeles că poate încă e indicat să mergi cu mașină închiriată pentru că te degrevezi de foarte mult din zona asta organizării participării. Deci, în funcție de
factorii ăștia și de preferința proprie și așa mai departe, poți alege una sau alta dintre variante, poate să fie mai eficient sau mai puțin eficient, mai scump sau mai ieftin, una dintre cele două variante. Dar în principiu, de fapt, la fiecare dintre cele două variante, cam tot alea sunt costurile. Da? Asta e important de știut. Și în continuare o să dau și un exemplu. Asta este o ofertă și o ofertă concretă, reală. E foarte interesantă și am pus-o aici pentru că este o ofertă făcută de o echipă care asta face, închiriază mașini de competiție pentru un anumit campionat cu o anumită mașină, irelevant, pentru că seamănă foarte mult. Dar după cum se poate observa pe fiecare dintre rândurile din oferta respectivă, de fapt, dacă e să le traducem, fiecare dintre componentele ofertei se pot regăsi în capitolele de buget pe care le-am detaliat mai devreme. Da, primul, luăm accommodation and transport crew. Se intră, de fapt, la ceea ce spuneam eu că înseamnă logistică. Brakes and pads, da, în consumabile. Engineer, în tot ceea ce, toate componentele capitolului de service. Ca și ultimul, da? Service on track, tot la service. Deci, grupate altfel, dar de fapt se regăsesc în același... Bun, și aici rent of mașina respectivă intră la mașină și tehnică. Adică nu a detaliat nimeni revizii și așa mai departe sau cât costă mașina, ci poate fi inclus acolo. Da? Deci, ăsta este un exemplu interesant de ofertă pentru un sezon cu o anumită mașină, pentru un anumit campionat, dar în care putem vedea că, de fapt, componentele sunt aceleași despre care am vorbit mai devreme. În final, aș trece în revistă câteva greșeli așa des întâlnite sau capcane la alcătuirea bugetului. Le-am spus și mai devreme, dar e bine să insistăm un pic asupra lor. Ar fi omiterea voluntară sau involuntară a unor componente de cheltuieli. Deci, din optimism, vrei să speri că e într-un fel cum de fapt nu e, sau din lipsă de experiență, sau din alte motive, treci cu vederea, omiți anumite cheltuieli, dar care, de fapt, în realitate vor trebui să fie suportate. Și e mai bine să fie bugetate, chiar dacă în timpul sezonului nu se realizează, concret, să rămână resurse necheltuite, decât să fie trecute cu vederea și să nu poată fi acoperite. Am dat exemplu, nealocarea unei sume în buget pentru asigurare, iar în cazul unui accident se folosesc resurse alocate pentru alte cheltuieli și atunci avem toată planificarea în pană. Omitem că ne costă și taxele, cum ziceam, și te trezești că vrei să mergi nu știu ce competiții cu taxe de înscriere de 3.000 de euro pe etapă și aolo, de unde iau banii. Altă greșeală sau capcană, subevaluarea unor cheltuieli. La fel. Te minți singur, te minți frumos. Ai, lasă că nu o să mă coste decât atât. Nu, e bine să fii realist. Și dacă ai surpriza plăcută să te coste mai puțin, foarte bine. Dar nici nu e bine să exagerezi, să te sperii, aolo, așa mult, dar nici să nu estimezi mai puțin decât e real. Iarăși o altă greșeală este inutilizarea tuturor variantelor potențiale de venituri. Sunt mulți care nici măcar nu se uită la ce pot face, la tot ceea ce pot face ca să strângă surse de finanțare pentru un sezon competițional. Și asta mi se pare foarte important și recomand ca absolut tot ce se poate face în jurul sau ocazional de participarea la anumită competiție să fie foarte bine luat în calcul. Și poate chiar prevăzut ca și cheltuială, mă gândesc, nu pentru că ți-aduce beneficii mai târziu pentru a atrage mai multe venituri. Da. Nu știu. Sunt tot felul de surse, de, cum spuneam, din sponsorizări, din tot felul de evenimente promoționale, de marketing și așa mai departe, care trebuie să fie exploatate. Nu toate sunt încheiate cu succes. Adică nu toate ușile la care bați ți se deschid, evident, dar e bine să nu fii blocat într-o singură
direcție de venituri. Da? Sunt, eu știu, exemple fericite de sportivi cu resurse care pur și simplu sunt deschiși sau apelează și la încă o sursă în plus pentru că le permite să facă mai multe teste, mai mulți kilometri, să fie mai bine pregătiți. Adică în orice situație e bine să exploatezi toate sursele potențiale. Cam asta ar fi, cam recomandările mele sau cum cred eu că trebuie constituit un buget. Așa că dacă ai întrebări sau dacă crezi că cei care ne vor privi vor dori să mai afle și altceva? Chiar, adică ceea ce îmi place că lucrurile au fost foarte clar structurate, adică cine se uite și urmărește integral ceea ce ai spus aici, înțelege tot ceea ce trebuie să prevadă. Aș vrea poate să punctăm, pentru că adesea există posibilitățile să intre acele cheltuieli neprevăzute, să ne spui dacă tot așa poate ar trebui făcut un buget și pentru cheltuielile pe care pur și simplu nu le gândești la început. Probabil că trebuie făcută și treaba asta. Probabil că trebuie făcută, dar sfatul sau... Nu aș vrea să dau sfaturi. Părerea mea, experiența mea, din experiență pot să îți spun că este bine să fii foarte atent și să prevezi cât de detaliat se poate. Iar dacă iei în calcul capitolele despre care am vorbit, puține lucruri îți pot rămâne așa neprevăzute. Dar clar, în mod sigur, recomand să existe acea sumă pentru, Doamne ferește, deci pentru daune neprevăzute, pentru situații, nu toate situațiile pot fi anticipate. Eu știu, chiar și un parteneriat pe care l-ai semnat, dacă se întâmplă ceva cu firma respectivă, partenerul respectiv și până la urmă nu se concretizează, da, e o situație nefericită, dar nu poți prevede chiar atât de departe. Adică e o limită, numai că e bine ca atâta cât se poate să fie prevăzute toate costurile și atunci măcar știi ce ai de făcut, știi la ce te raportezi. Nu spune nimeni că dacă n-ai totul acoperit în proporție de 100% să nu începi campionatul, Doamne ferește, dar măcar știi cât ai de ajustat, știi unde trebuie să ajungi, știi la ce te aștepți și poți verifica pe parcurs. Da, și din fericire mi se pare că ne aflăm în perioada în care, indiferent de cât de mare este bugetul, există o posibilitate să alergi undeva și atunci te poți adapta și în funcție de ceea ce ai calculat. Este comic că pui problema în felul ăsta. Nu cred că cei care au buget, indiferent de cât de mare e, au neapărat... Bun, nu, ai dreptate. Indiferent cât de mare e bugetul, ai ce să faci cu el în motorsport. E clar. Și da, invers, indiferent cât de mic. Dar chiar și în cazul unui buget, indiferent cât de mare, tot e bine să fii structurat și să știi încotro se duce. Uh-huh. Eu mă refeream mai mult invers. Și indiferent de cât de mic este bugetul, tot există anumite variante și te poți adapta în funcție de mărimea lui cumva. Categoric, exact. Adică știi cam ce te-ar costa o variantă de campionat sau altă variantă de campionat și în funcție de ce surse ai, poți să te îndrepți pe direcția bună, potrivită. Dodo Pițigoi, noi nu putem decât să îți mulțumim pentru această introducere. Sunt multe lucruri noi pe care eu le-am aflat uitându-mă la prezentare. Mi s-a părut foarte structurată, făcută nemțește, dacă putem să spunem așa, foarte clară și chiar cred că multă lume are de învățat. Mă bucur dacă e... Absolut oricine din cei care ne privesc, care dorește să întrebe ceva sau să afle mai multe sau pe care experiența mea poate ajuta, eu sunt deschis, sunt disponibil pentru absolut oricine și sper să fie util și pentru cei ce ne vor privi și sper să nu fie
prea lung. Adică să aibă răbdarea să ajungă la final. Da, dacă să sunt întrebări, scrie-ne pe canalele de social media ale Federației Române de Automobilism Sportiv sau ale Comisiei pentru Juniori și noi o să îi le transmitem lui Dodo cu siguranță ca să vă răspundem la anumite neclarități pe care poate eu nu le-am avut, dar pe care poate, bineînțeles, voi le aveți. Încă o dată, vă mulțumim, tot materialul e foarte util și, după cum vă spuneam, inclusiv eu am avut foarte multe de învățat și, Dodo, îți mulțumim mult pentru timpul acordat și pentru tot. Mulțumesc.